Servus, dragi prieteni. Acum am plecat din Olanda, de la New Bergen, unde se termină 5-7. Uite, mă, era o gacică pe cifra aia, mă. O cifra folit era la gât. Doar aici am intrat un pic în Olanda, ieri. Și vreau să vă spun că e ultima cursă care o mai fac la Blue Water, după 3 ani jumate. Plec de la firmă, mi-am dat demisia. Și am zis că să vă fac așa un filmuleț, un scurt filmuleț, că nu am multă memorie, că filmez cu telefonul, că sunt un băiat sărac și nu am bani de cameră profesională. Sper în viitor să pot să fac, să îmi cumpăr o cameră mai calmă care să filmez. Dar nu e problemă, am mai filmat cu telefonul. Dacă vă place, dați like, vizionați filmulețele, dacă nu, uitați o moară de vânt pe dreapta. E frumos, pe ce liniște. Am venit ieri cu marfă din Danemarca. Am adus piese de camioane la o firmă. Nu știu ce sărăcie fac ăștia cu ele, că ei nu construiesc aici, adică nu fac mașini. Dar firma de la cine m-a dus din Danemarca, ea distribuie piese pentru camioane Volvo, MAN, Scania, DAF. Mă rog, ăștia cred că le trimit mai departe, le prelucrează, nu știu ce să le ce fac cu ele. Am descărcat ieri, am rămas aici că nu am avut încărcare și mi-a dat acum să încarc tot de la ei ambalaj, Palace Goi. Am la Palace Goi o remorcă întreagă și cu scânduri din alea care se montează pe margine, dacă știți. Așa, și acum plec înapoi spre Danemarca, e ultima cursă. Înainte de a pleca acasă, duminică plec acasă, am rezervare la autocar din Danemarca. Așa cum v-am spus, am tras la Blue Water de peste 3 ani și jumătate. Bineînțeles, cu două firme diferite la care am lucrat. Aoleu, fii atent unde i s-o stricat ăsta camionul. Vai de capul meu. N-au, frate, uite, a blocat toată circulația. Nu, se întâmplă. Asta situația. Acum urc pe autostradă, pe A27 în Olanda, imediat trec în Germania, că e graniță foarte aproape. Și după cum spuneam, mi-e așa un pic... Nu, îmi vine destul de greu într-un fel să mă dispar, chiar dacă am avut zile proaste, curse dificile, dar vorba aia, m-am obișnuit, frate, în 3 ani și jumătate, aproape 3 ani și 8 luni de când trag la Blue Water, m-am obișnuit cu dispecerii ei cu mine, m-am obișnuit cu traseele, nu făceam decât Danemarca, Germania, Elveția și Elveția doar partea de nord. Mersi, coleg. Da, o să uit înainte. Și Benelux, fiind Luxemburg, Germania și Olanda. M-am obișnuit cu clienții, m-am obișnuit cu... Bă, ai de cap, ce merge asta? Hai, mă, bagă-te. Și, într-un fel, abia aștept să mă duc acasă, e ziua băiatului săptămâna viitoare și eu vreau să fiu acasă. Treburile s-o cam împuțit și la noi la firmă am început să facă firmă pe România, contracte pe România, într-adevăr altă modalitate de plată, alt sistem de lucru. Până acum eu am lucrat la firma asta cu contract pe Germania, a fost binișor, 2 ani jumate în firmă, am fost al 5-lea român, dar asta e situația. Vine odată timpul când trebuie să ne luăm rămas bun, Doamne ferește, nu de la viață. Dar viața merge înainte, avem tot dreptul să încercăm o șansă nouă, de asta plec, mă duc la altă firmă. Asta e situația, uitați, un kilometru până la Bundesrepublik Deutschland, asta e o fostă vamă, am intrat ieri, am crezut că găsesc să-mi cumpăr vignetă, dar nu e decât parcare, nu mai există, decât punctul de frontieră, nu mai există vamă, nu mai există restaurant, nimic nu iese aici.
Acum trec prin ea, uitați acum apare. Și așa că sper ca pe viitor să, când ajung la firma nouă, să pot să vă salut și de acolo cu niște filmulețe, sper frumoase, cum v-am spus, sper să achiziționez o cameră video mai bună. Gata, acum am trecut în Germania. Așa că vă las, că numai am memorie, să aveți drumuri bune, sărbători fericite, că vine Crăciun imediat și Revelionul. Stați cât mai mult alături de familiile voastre. Toate cele bune și drumuri bune. Vă salut!